astăzi începe a doua sesiune a programului Rabla, după ce guvernul a aprobat suplimentarea cu 30.000 a numărului de tichete prin care românii își pot schimba mașinile cu unele noi. Valoarea tichetului pentru Rabla Classic este de 6.500 de lei, în timp ce la Rabla Plus reducerea este de 45.000 de lei pentru achiziția unui automobil nou 100% electric. Anul acesta nu se pune problema ca mașinile aduse la casare să aibă inspecția tehnică valabilă, însă este posibil ca măsura să fie introdusă de anul viitor. Pentru a obține prima de casare, mașinile scoase din circulație trebuie să aibă o vechime de cel puțin 8 ani, adică să fi fost înmatriculate inițial în România înainte de 1 ianuarie 2011. În prima sesiune din acest an au fost casate peste 20.000 de automobile vechi.